Salutare! Am zis că dacă tot a mers bine tutorialul de Curve Optimizer la Ryzen Master, am zis să fac un mic test, sau tutorial poate cine vrea să vadă, care e diferența între modul clasic, cum este acum procesorul, pe standard, și Eco Mode. Haideți întâi să facem un baseline pentru Cinebench. De ce vreau să fac asta? Pentru că așa putem vedea consumul, o să ne arate imediat aici ce consumare. Deci avem pe la 142 de W, cam atâta poate. Bine, procesorul maxim acum atrage 116 în limitele. Din câte se poate vedea, are doar 4040 MHz în Cinebench, ceea ce e bine, și temperatura e foarte bună. Ce ne interesează sunt astea 3. Ce diferență o să avem? Deci în jur de, să zicem, 63 de grade, 62, da, să zicem 63. Și 4000 de MHz frecvență. Acum. O să încerc să activez Eco Mode și să vedem diferența. După aceea o să încerc și OC Mode, OC Mode, să vedem ce diferență avem. Scorul este de 18129. Bun. Bun scorul. N-am ce zice. Bun. Acum, haideți să intru în Creator Mode. Mă duc frumos pe Eco Mode, are și, din câte vedeți, auto overclocking, Precision Boost. Astăzi o să facem Eco Mode, o să mai fac un video și cu Precision Boost și cu Eco, dar pe moment rămânem pe asta. Bun. Dau Apply and Test. O să vrea să dau un restart. Bun. Dau restart, continuăm. A venit, deja face stress test, să vadă stabilitate. A terminat, nu durează mult și scrie 20 de secunde. Bun, suntem în Eco Mode. Din câte se poate vedea, după părerea lui, limita e de 3,8. Bun, haideți să dăm un Cinebench să vedem diferența de performanță, dacă chiar am pierdut așa de mult. Ținând cont de două lucruri. Odată, aici, avem aici 60, numai 95, și aici la fel a scăzut. Astea două, limitele au scăzut. Bun, haideți să trecem cu Cinebench și ne uităm acum. Temperatura a scăzut cu aproximativ 10, chiar 12, 20 de grade, nu, nu acolo 20, 20, da, în jur de 20 de grade, dar frecvența este cu aproximativ 500 de MHz mai mică, iar puterea, consumul, era 116, acum este 60. Da? Deci dacă vreți consum mai mic, cam asta e varianta. 40 de grade nu e mult. Haideți să vedem acum dacă am pierdut mult. Eu estimez că nu o să fie o pierdere foarte mare, ținând cont că Ryzen-ul nu pierde foarte mult dacă îi limităm puterea. Dar asta putem vedea așa. Da, să termine și ne lămurim. Deci era 18129, acum este 16032. Nu e mare diferență. Deci, dacă doriți un consum mai mic, și performanțe un pic mai mici, dar nu o să se vadă prea mult. Să văd, dar depinde de ce-l folosiți, la ce-l folosiți. Sau e folosit pentru productivitate, așa că nu e o problemă. Am nevoie de placă video mai bună, deci ok. Părerea mea, pentru un consum mai mic, dacă nu folosiți intens calculatorul, vă recomand să folosiți Eco Mode. În următoarele tutoriale o să vreau să văd cum e celălalt, adică OC Mode, deci Precision Boost și Auto Overclocking. O să le fac separat. Pe manual o să văd dacă mă descurc să-l fac să fie și de înțeles tutorialul. Am dat apply, setările rămân. Cam atât pe azi. Vă mulțumesc pentru vizionare. O zi cât mai bună. La revedere!